Scumpă biserică, mă salut în dimineața aceasta încă o dată cu voi cu pacea Domnului. Mă bucur să fiu în sfârșit împreună cu voi și duminica și să vă pot sluji din Cuvântul Lui Dumnezeu. După cum știți, în ultimele săptămâni am fost plecat acasă în Moldova și unul din lucrurile bune pe care am reușit să le fac în, în acel timp a fost să dau peste albumele noastre mai vechi de fotografii pozele din copilăria noastră. I-am arătat acele poze și fiului nostru, Filip, și cu bucurie s-a uitat peste ele. Și una din pozele pe care mi-o aduc aminte, uh, care se deosebește de toate celelalte din albumul copilăriei mele, este o poză în care nu sunt fericit, cum aș fi în toate celelalte, cum eram în toate celelalte, ci o poză care a surprins un moment din viața mea, înainte de a pleca la grădiniță, un moment în care mama m-a prins extrem de posomorât, trist, din cauza că nu vroiam să port o haină care era pătată. A prins momentul în care m-am apropiat la ușă, știa că eram trist, știa că haina pe care o purtam era pătată, știa fața mea și el a Dumnezeu înțelepciune ca să fixeze acel moment cu micul aparat pe care l-am avut de fotografiat. Ce este interesant la acea fotografie este faptul că, ca și copil, mama mea m-a învățat de mic că hainele pe care trebuie să le port trebuie să fie întotdeauna Curate. Și iată că în dimineața aceea, pentru că nu eram în luxul, nu aveam luxul pe care îl aveam astăzi, m-am îmbrăcat cu o haină pe de desubt, o haină care am urdat. Însă pentru că m-am învățat că toate hainele pe care le port trebuie să fiu curate, eram deosebit de trist să merg în dimineața aceea la grădiniță cu o haină care știam că este pătată. Textul la care vom, primi, îl vom privi în dimineața aceasta, ne vorbește și el, despre, într-un într anumit sens, despre niște haine. Despre o haină veche, haina omului vechi, pe care trebuie să o lăsăm și haina aceea omului nou, pe care Dumnezeu ne cheamă să o îmbrăcăm zilnic. Este un text care, în, în, în care Dumnezeu, în harul său bogat, ne aduce aminte de stilul nostru vechi de viață și ne cheamă, prin harul său, să-l abandonăm. Așa încât viața pe care o trăim să fie caracterizată de viața celui om nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Textul la care vom privi în dimineața aceasta este din epistola lui Pavel către Efeseni, din capitolul 4, după cum și-am citit, și vom, vom privi în mod detaliat de la versetul 17 până la versetul 24. Iar chemarea centrală a acestui pasaj este chemarea la, la a trăi într-un mod total diferit de felul în care trăiesc oamenii necredincioși. Iată ideea centrală a acestui pasaj la care vom privi astăzi. Pentru că creștinii au o identitate nouă în Hristos, pentru că au o relație vie cu Hristos și pentru că posedă adevărul lui Hristos, ei sunt chemați să trăiască într-un mod total diferit de cei care nu-l au pe Hristos. Este o chemare puternică și o amintire puternică de care avem nevoie și noi în dimineața aceasta. Această chemare, după cum ne arată contextul, se bazează pe ceea ce Pavel a expus deja până în acest moment în epistola sa către Efeseni. Este o continuare, dacă vreți, o, o desfășurare a acelei chemări pe care a lansat-o credincioșilor în, în primul verset din capitolul 4, când i-a chemat să trăiască într-un mod vrednic de chemarea pe care au primit-o. Este o chemare care continuă, sau într-un mod explicit, într-un mod clar, ne cheamă să, să, să ne conformăm viața la identitatea care ne-a fost descrisă în, în celelalte trei capitole din această epistolă. Vă aduc aminte ca, ca o scurtă recapitulare pentru noi, că în prima parte a acestei epistole, Pavel le-a vorbit credincioșilor despre cine sunt ei în Hristos. Despre acele binecuvântări glorioase de, care de care, au part, de care are parte orice credincios care este salvat, care este copil al lui Dumnezeu. Ca, ca, și consecință a acestei identități pe care ei o au, Pavel lansează următorul îndemn în această epistolă care se găsește în versetul 17 și spune Iată dar ce spun și mărturisesc eu. Acest dar leagă îndemnul la care vom privi astăzi de tot ceea ce s-a vorbit până, până acum. Și dacă data trecută, în pasajul anterior, Pavel ne-a chemat la maturizare spirituală și ne-a ne chemat să nu mai fim asemenea copiilor, adică incapabili să discernem adevărul de minciună, de data aceasta, prin cuvintele apostolului Pavel, Domnul ne cheamă să nu mai fim ca păgâni. Adică ca cei care nu-l cunosc în mod personal pe el, ci ne cheamă să trăim într-un mod total diferit de aceștia. Acum, în timpul în care mă pregăteam pentru acest pasaj, mi-am mi pus întrebarea, oare, oare ce face necesară o asemenea chemare, o asemenea îndemn? De ce era nevoie de o asemenea îndemn adresat creștinilor, de la care te aștepta că deja trăiesc, nu asemenea păgânilor? Contextul istoric în care a fost scrisă această epistolă ne spune că, pe măsură ce Biserica din Efes a continuat să crească și tot mai mulți păgâni s-au întors de la idolatrie, de la politeism, la credința creștină, s-au întors la Hristos cu păcăință, Biserica a continuat să crească. Și vă amintesc că în, în Faptele Apostolilor, capitolul 19, Luca ne descrie la un moment dat că numărul celor care s-au întors de la paganism la, la Hristos era într-atât de mare încât acesta a generat un impact economic asupra afacerilor argentarilor, care vindeau temple în miniatură și uh, sculpturi folosite în închinarea la idoli. Pentru că acești oameni nu mai, nu mai cumpărau acele statui și uh, nu se mai închinau la acești, la acești idoli și pentru că erau într-atât de mulți cei care s-au întors la creștinism, aceasta a generat inclusiv și o răscoală care s-a terminat cu alungarea apostolului, cu a, a, apostolului Pavel. Acum, după ce apostolul a plecat, în anii care au urmat, de la momentul plantării acestei biserici până la momentul scrierii acestei biserici, istoria ne spune că biserica de acolo a continuat să crească. Și tot mai mulți păgâni s-au întors de la păgânism, la creștinism, Faptul care face, poate într-un anumit sens, necesar acest, acest îndemn, în mod special știind că existau mulți proaspăt credincioși care s-au întors de la felul de viață păgân la creștinism. Însă în același timp, dacă ne învață ceva istoria bisericii, chiar istoria bisericii noastre și chiar istoria vieții noastre, este faptul că nu doar cei proaspăt întorși la Domnul au nevoie de un asemenea îndemn. Nu doar cei care astăzi sau ieri sau în săptămânile care au trecut s-au întors la Domnul dintr-un mediu necreștin au nevoie de, asemenea, de o asemenea chemare. De ce? Pentru că nu sunt ei singurii care mai au încă de luptat cu omul cel vechi. Nu doar ei sunt vulnerabili la influența lumii și a culturii din care au fost chemați afară. Da, este adevărat că, desigur, pentru orice păcătos, pentru orice om care este proaspăt credincios și se întoarce din lume la Hristos, influența mediului în care a trăit până acum este una mare. Pe măsură ce creștem în anii, în viața de creștin, această influență ar trebui să scadă. Și este adevărat că pentru cel proaspăt întors este una mai mare. Dar inclusiv și pentru noi, cei care aveam poate mai mulți ani în credință. Pericolul acesta al influenței, lumii în care trăim, nu a dispărut. El rămâne încă valabil. Chiar și creștinii bătrâni, și cred că unii dintre voi puteți să confirmați lucrul acesta, încă mai duc lupta cu vechiul lor eu, cu vechiul om. Încă mai au nevoie de pocăință și dovada sunt chiar acele rugăciuni pe care le-am înălțat în dimineața aceasta, rugăciuni de pocăință, în care cerem lui Dumnezeu să continue să transforme viața noastră. Deși suntem creștini, deși avem noua identitate, la fel ca și Efesenii. Deși am fost învățați, poate ani la rând, cum ar trebui să trăim, cum ar trebui să-l urmăm pe Hristos, deși avem adevărul lui Hristos explicat și predicat, totuși, în trăirea noastră practică, atunci când suntem sinceri cu noi înșine, observăm că omul acesta vechi încă mai este la lucru. Încă avem nevoie să ne dezbrăcăm de omul cel vechi și să fim în continuare schimbați în stilul nostru de viață. Ca tare ne asemănăm foarte mult cu efesenii cărora Pavel le-a scris această epistolă. La fel ca și ei, noi am fost învățați ce trebuie să facem, cum trebuie să trăim, cine suntem noi în Hristos și totuși fiecare dintre noi își cunoaște viața și poate spune în dreptul său cât de mare sau cât de mică este prăpastia aceasta dintre ceea ce știm și cum trăim. Fiecare cunoaște cât de diferit sau cât de poate asemănător este stilul lor de viață cu cel al oamenilor necredincioși, cu cel al oamenilor care nu au nicio treabă cu Mântuitorul nostru. Iată de ce un asemenea îndemn este relevant și pentru noi astăzi, pentru orice creștin care trăiește astăzi, fie că e creștin tânăr, fie că este experimentat în ale credinței. Din cauza acestor rămășițe ale omului vechi, fie ele mai multe sau mai puține, avem și noi nevoie de asemenea îndemnuri din partea lui Dumnezeu. Avem nevoie ca Dumnezeu să ne vorbească în conformitate cu, conform stării în care ne aflăm și prin harul său, ca un părinte bun și iubitor, să ne arate care este haina pe care ar trebui să o purtăm. În harul său și prin asemenea pasaje ca acesta la care privim, Dumnezeu ne cheamă și în dimineața aceasta cu insistență și cu autoritate la acea transformare deplină a caracterului și a trăirii noastre, așa încât toate aceste rămășițe din vechea noastră viață, de până al cunoaște pe Hristos, să dispară din trăirea noastră. Observați în acest pasaj, în versetul 17, insistența și autoritatea cu care vine către noi acest îndemn. Priviți la versetul 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Înțelegem că Pavel insistă asupra acestor lucruri, insistă într-un mod stăruitor, prin faptul că folosește două cuvinte care, la prima vedere, exprimă aceeași, aproape aceeași idee. Da? El spune, spun și mărturisesc. Această repetiție ne arată că Apelul lui Pavel către credincioși este unul atât, cu atât, mai, mult, cu atât uh, mai urgent și cu atât mai important. Pavel insistă puternic și cu autoritate asupra acestei chemări către credincioși. Dorința lui pentru acești, acești creștini este ca gândirea lor și trăirea lor practică să fie într-un mod evident diferită de cea a oamenilor necredincioși în mijlocarea ei trăiesc. Apoi ni se amintește din nou că Pavel aici nu vorbește în numele său. Nu se adresează lor ca, cu o autoritate pe care ar avea-o de la sine sau ca un om simplu. Ci el lansează această chemare ca unul care are autoritate de la Domnul. Spun și mărturisesc eu în Domnul. Este o chemare care vine cu autoritate divină din partea Domnului, inclusiv pentru noi. Și este o chemare care, care care este în conformitate sau în deplin acord cu acea învățătură a Domnului nostru Isus Hristos însuși. Apoi, observați, această chemare, ea, ea, vizează în mod practic, trăirea noastră practică. Deci atunci când el spune să nu mai trăiți, sau cum, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, sau cum spune noua traducere românească, să nu mai umblați cum umblă neamurile, Pavel se referă aici specific la stilul de viață al acestor oameni, la ceea ce caracterizează trăirea lor obișnuită, viața lor de zi cu zi. Această chemare, practic, ne, ne amintește că creștinismul nu este doar un set de idei abstracte, undeva îndepărtate, cu care, care să ne angreneze mintea noastră într-un exercițiu permanent de înțelegere și de învățare. Nu. Creștinismul este asta, dar este mai mult decât atât. Este, este inclusiv o trăire practică care trebuie să se deosebească de cea a oamenilor necredincioși. Această chemare, în dimineața aceasta, ne coboară cu picioarele pe, pe, pe pământ. Din lumea aceea îndepărtată a conceptelor, a ideilor creștine. ne cheamă înapoi pe tărâmul acțiunii direct la niște atitudini și niște practici specifice. Iată de ce orice creștin, oricât de studios, oricât de dornic n-ar fi după a studia teologie, oricât de mult n-ar explora ideile frumoase ale creștinismului, dacă acest creștin este cu adevărat un creștin, dacă acest om este cu adevărat un creștin, la sfârșitul zilei, el este chemat nu doar să cunoască ceva, ci să și umble în conformitate cu ceea ce știe. După ce ai studiat toate cele doctrine glorioase ale creștinismului, la sfârșitul zilei, ești, dacă ești creștin, ești chemat la un mod de a umbla, la un fel de a trăi care corespunde lucrurilor pe care tocmai le-ai învățat. Dacă acel efort de a studia, inclusiv, da, duminica dimineața, inclusiv în timpul studiului, din timpul săptămânii sau în lectura noastră personală. Dacă tot acest efort de a studia și de a înțelege conceptele creștine nu produce la capătul zilei o transformare în stilul tău de viață, una care să te facă diferit de felul în care trăiesc cei necredincioși, atunci ceva nu este în regulă. Pentru că adevăratul creștin nu este cel care doar cunoaște ceva, ci este omul a cărui trăire se deosebește de cea a oamenilor care nu-L cunosc pe Hristos. Ca tare această chemare din versetul 17, am putea spune că este precedată de un alt apel pe care Pavel a făcut în capitolul 2, versetul 10, unde Pavel a spus că uh, Pavel a menționat acolo acele fapte bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte, ca să umblăm în ele. Așadar, chemarea centrală pentru noi astăzi este să umblăm într-un mod total diferit de cel al oamenilor care nu-l cunosc pe Hristos. Și întrebarea este: cum trăiesc aceștia? Pavel ne oferă în, în primele trei versete din acest pasaj un portret al păgânilor. Priviți împreună cu mine la versetul 17: Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Cum? în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află, în urma împietririi inimii lor. Iată așadar starea celor care nu îl cunosc pe Domnul. El începe această, Pavel începe această descriere a oamenilor, acestor oameni afirmând în primul rând că ei trăiesc viața lor fiind conduși de niște gânduri de șartea. Ei au un set de convingeri sau au o concepție despre lume și viață care în mod ultim este lipsită de semnificație. Ei trăiesc o viață fără sens pentru că sunt conduși de gânduri fără sens. Felul lor de a, de a aborda viața, presupuzițiile cu care ei trăiesc, cu care ei gândesc, cu care ei iau decizii în, în fiecare zi, tot sistemul acesta lor de, de valori și de gândire este unul greșit și unul, unul deșert. Acum, oricât de Oricât de ofensator nu ar fi pentru, pentru oamenii din primul secol sau prin, pentru oamenii de astăzi să citească un asemenea, o asemenea descriere, adevărul este că această descriere se potrivește atât oamenilor care au trăit în primul secol, cât și celor care trăiesc astăzi. Deși nu fiecare om, vom vedea imediat Pavel descriind starea, această stare, generând tot felul de nelegiuiri, deși, și deși nu fiecare om trăiește în extrema maximă a acestor posibile nelegiuiri, Totuși, această descriere se potrivește ca o mănușă, inclusiv și lumii în care trăim noi astăzi. Pentru că, în raportat la standardul lui Dumnezeu, orice lucru care nu se potrivește cu standardul lui Dumnezeu, cu chemarea pe care Dumnezeu o are pentru noi, este un mod deșert de, de, de a gândi. Este o viață fără de sens. Este una care trăiește, care, care practică nelegiuirea. Există, expresia aceasta deșert, de, 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 deșertăciune Ne este bine, foarte bine cunoscută pentru cei care am citit cartea Eclesiastul Același cuvânt îl folosește Pavel aici Care se folosește și, și acolo în traducerea greacă a Vechiului Testament Și acolo în Eclesiastul expresia aceasta descrie uh, Cât de lipsită de sens este viața trăită fără frică de Domnul Fără frică de Dumnezeu Asta ne amintește din nou că o asemenea viață care nu este trăită în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Este una deșartă, una inutilă, una lipsită de sens. Și deși Pavel descrie în acest pasaj pe păgâni, pe cei care nu-L cunosc pe Domnul, vă întreb pe voi, oare de câte ori noi, în trăirea noastră, cei care ne numim creștini, nu ne pomenim că suntem conduși de același fel de gânduri? Pavel continuă să creioneze pentru noi portretul omului vechi al acestor păgâni necredincioși și spune că aceste, aceste, aceste gânduri de șarte își au locul în, într-o minte întunecată. A, versetul 18. Având mintea întunecată. În contrast cu credinciosul, a cărui minte a fost iluminată de adevărul lui Dumnezeu, cel necredincios rămâne în continuare în întuneric. Iar facultatea aceasta responsabilă de alegerea stilului de viață este incapabilă să leagă binele spiritual. Încă o dată ne se amintește că starea celor căzuți în păcat este una deplorabilă, una tragică. Apoi Pavel ne spune că aceștia sunt străini de viața lui Dumnezeu. Și prin aceasta fie se referă la faptul că Dumnezeu, ca și autor al vieții, este străin de ei, da? sau ei sunt străini față de Dumnezeu, sau se referă la faptul că Dumnezeu, la, 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 la faptul că voia lui Dumnezeu pentru viața lor, este departe de ei, da? sunt străini de, ce, de, acea viață pe care Dumnezeu o cere de la ei. Care este cauza acestei gândiri de șarte și întunecate? Pavel ne spune mai departe în versetul 18. Fiind străini, deci au mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu. De ce? Din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Despre ce fel de neștiință oare este vorba? Poate Pavel să-i acuze pe ei de un mod păcătos de viață, în același timp afirmând că ei sunt neștiutori, ceva nu știu? Oare mai este corect să învinuim pe oameni de fel în care trăiesc, dacă ei aparent nu știu cum ar trebui să trăiască? Catare o privire atentă asupra descrierii acestea pe care Pavel o face în, acest, în acest, aceste scurte trei versete, ne amintește că o descriere foarte asemănătoare, se găsește în epistola lui Pavel către romani, în capitolul 1, de la versetul 18 și în continuare. Aceleași caracteristici sunt prezente și în acel capitol. Acolo găsim din nou gânduri de șarte, în versetul 21, din Romani 1. Găsim din nou inima lor fără pricepere care s-a întunecat, vedem aceleași caracteristici. Dar în același capitol, Pavel ne vorbește despre faptul că Dumnezeu a dat ca atare omului suficiente dovezi, așa încât omul să știe despre existența sa, să știe despre existența lui Dumnezeu. De aceea omul nu se poate dezvinovăți. Romani 1 cu 21 spune astfel. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri de șarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Ce e aici, în, în, capitolul 4 din Efeseni și în capitolul 1 se află în neștiință pentru că au respins voluntar pe Creatorul lor, iar inima lor a fost împietrită. Ei au știut despre existența Creatorului lor, dar au respins voia sa pentru viața lor și inima lor a fost împietrită. Care este rezultatul acestei, acestei uh, stări? Avem gândire de șartă, avem o minte întunecată, avem inima împietrită, avem înstrăinare de Dumnezeu, și care este rezultatul? Rezultatul este o conștiință care treptat pierde orice fel de sensibilitate față de păcat. O conștiință care nu mai este mustrată, nu, nu, mai simte mustrarea când încalcă legea lui Dumnezeu, scrisă în inima omului. Rezultatul este că omul pierde orice pic de simțire, versetul 19, da? o formă de amnezie, de anemie spirituală față de voia lui Dumnezeu. Păcătuiesc și ce dacă? Nu mai simt nimic. Da? Nu mai, nu mai pasă. Rezultatul acestei gândiri este, este o robie voluntară față de patimile Firii. O desfrânare voluntară, versetul 19, sau dedat la desfrânare și să cu lăcomie orice fel de necurăție. Aceste expresii, desfrânare și necurăție, fac apel în mod direct, în primul rând, la păcate de natură sexuală. Dar Pavel nu-și nu, nu limitează descrierea doar la aceste, acest tip de păcate. El spune orice fel de necurăție. Ceea ce este necurat în ochii lui Dumnezeu, acești oameni ajung să practice și să practice cu lăcomie. Există acolo o, o sete nestingerită după păcat. Ei, ei beau păcatul ca apa și totuși nu se pot sătura. Pavel va completa imediat portretul acesta. El nu este complet aici, în, în aceste trei versete. Va completa acest portret cu o ultima afirmație, care se găsește de data aceasta un pic mai jos, atunci când ne spune să ne dezbrăcăm de omul cel vechi. Și în versetul 22 el spune, el ne descrie acel om vechi adăugând expresia care se strică după poftele înșelătoare. Iată tragedia mare a acestor oameni. Ei urmăresc cu, cu ardoare niște pofte, niște patimi care nu fac nimic altceva decât să-i să înșele. Au o, o alergare, o alergare de o viață după niște pofte care îi amăgesc, care le promit fericirea, le promit împlinirea. Însă ca sfârșit le, oferă, le dă la sfârșit focul gheinii. Ai niște patem care îți promit împlinire, fericire, satisfacție, pe care nu o pot livra. De ce sunt numite patem înșelătoare? Pofte înșelătoare. Iată, dar niște oameni care caută în, în practicarea acestor păcate ceva ce păcatul nu le poate da niciodată, nu le va putea da niciodată. Ei caută ceva ce numai Creatorul lor le poate oferi. Ceva ce poate fi satisfăcut doar în Hristos. Și totuși cu atâta perseverență aleargă după păcat, după acea picătură de plăcere pe care oferă păcatul. În asta constă tragedia lor. Acum privind la, privind la portretul acesta al, al, necredincioșilor, al păgânilor, mă întreb oare câți dintre noi n-am experimentat și noi această înșelăciune a păcatului? De câte, ori, de câte ori oare noi, cei care suntem creștini, poate de mai mulți ani, poate de, poate de câteva luni, n-am experimentat în acest, în acest timp înșelăciunea acestor pofte. Și mă întreb câți dintre noi oare nu trăim încă cu, cu amăgirea aceasta că păcatul este mai de dorit decât ascultarea. Oare cât de mult ne regăsim fiecare dintre noi în, în, acest, în acest portret? S-ar putea ca privind la, la felul în care Pavel i-a descris pe acești oameni să-ți să faci o scurtă introspecție și să zici Uite, eu mă văd acolo. Poate mă văd mai mult decât s-ar vedea un credincios obișnuit. Poate ești necredincios și te regăsești acolo. Oare ești și tu străin de viața lui Dumnezeu? Întreabă-te ca să te testez pe tine însuși. Întreabă-te care este atitudinea ta față de păcat. Oare le săvârșești și tu cu aceeași lăcomie, ca și acești oameni descriși aici? Oare ajuns, oare ajuns oare și inima ta într-atât de tare împietrită, încât să nu mai simtă nicio condamnare a conștiinței? Nu mă refer la păcate mari care ar fi condamnate de lege, care ar, fi, s -ar, s care ar, ar sfârși cu pușcărie sau altul. Mă refer inclusiv la cele păcate mici, aparent mici, da? în ochii lui Dumnezeu și acestea sunt grave.

Cea mai mare problemă, dacă, ești, dacă aceasta este starea ta. Vreau să înțelegi care este pericolul în care te afli astăzi. Același Iisus Hristos, care ne-a învățat pe noi că din că trebuie să ne dezbrăcăm de acest stil de viață, da? să-l abandonăm și trebuie să trăim, într să nu trăim așa, tot El ne-a învățat și care este soarta veșnică a celor care duc un astfel de mod de viață. Problema, deci, cea mai mare, nu este faptul că, ca și om, poate duce o viață neîmplinită, nesatisfăcută, că ești nemulțumit de, de existența ta. Nu aceasta este cea mai mare. S-ar putea și tu să simți această nemulțumire și totuși nu asta este cea mai mare problemă cu care te confrunți. Problema cea mai mare nu este nici faptul că prin felul tău păcătos de a trăi afectezi viața altora. Pentru că de multe ori cei care păcătuiesc noi știm, suferim, oamenii din jur suferă consecințele modului păcătos al celor din jur. Modului păcătos de viață celor din jur. Nici măcar asta nu este cea mai mare problemă. Problema cea mai mare și pericolul cel mai mare este că într-o zi, fiecare din acești păgâni, inclusiv tu, dacă te regăsești în acest portret, vei sta înaintea lui Dumnezeu și vei da să înaintea lui de toate faptele tale. Iar soarta veșnică a tuturor celor care îl resping pe Dumnezeu este că și ei vor fi respinși de el. Și pentru o veșnicie își vor ispăși pe deapsa sub mânia dreaptă și sfântă a lui Dumnezeu, într-un loc unde viermele nu moare și focul nu se stinge. Aceasta este învățătura Domnului Iisus Hristos. Dacă asculți astăzi aceste cuvinte, și vreau să știi că te afli într-un pericol enorm, dar există în același timp și speranță pentru tine. Ești chemat astăzi să te întorci cu pucăință la Dumnezeul care te-a creat. Și să primești soluția pe care El a oferit-o. În bunătatea sa, în harul său, pentru că așa, așa, încât să nu mai ai de suferit această groaznică și dreaptă pedeapsă. Dumnezeu în mila sa a oferit pentru oameni un substitut sau un înlocuitor pe însuși Fiul Său, Iisus Hristos, așa încât El să plătească de plin vina păcatului nostru, astfel încât noi să putem fi absolviți de această vină, de vină pe care o purtăm și să nu ajungem să suferim această pedeapsă pentru o veșnicie. Și Dumnezeu promite că toți acei care vin cu pucăință la Hristos și primesc cu credință jertfa Lui în dreptul lor, toți aceștia vor fi salvați și niciunul nu va fi pierdut. De aceea vină astăzi la Hristos și primește adevărul său, îmbrățișează adevărul său și El te va face o făptură nouă. Vei fi spălat de toate păcatele tale, cum am cântat și în dimineața aceasta. Vei fi iertat și El îți va dărui o identitate nouă. Și împreună cu această identitate și puterea de a birui vechile tale păcate. Însă pentru cei dintre noi care privim la acest portret și zicem ok, înțeleg, există, am încă acolo niște rămășițe, dar totuși știu că sunt creștin. Știu că am o altă identitate. Știu că am crezut în Hristos. Și avem deja această nouă, nou, nouă ființă, nouă identitate. Pentru noi, Dumnezeu, în harul său bogat, ne amintește astăzi din nou că acest stil de viață vechi trebuie abandonat. El ne arată încă o dată, ca un părinte bun, cât de pătată, cât de murdară, cât de urâtă este haina aceasta omului vechi. Acel stil de viață păcătos și face lucrul acesta tocmai pentru ca să strânească în noi încă o dată acea repulsie sfântă față de felul nostru vechi de a trăi. Scopul acestei expuneri detaliate a portretului oamenilor păgâni nu este ca să strânească în noi un sentiment de superioritate. Pavel deja a confruntat lucrul acesta, ne-a spus că până, până la convertirea noastră toți eram morți în păcat. Însă, ce mai degrabă, scopul acestei expuneri este ca încă o dată să ne arate perspectiva lui Dumnezeu asupra vieții trăite departe de El, a unei vieți trăite fără El. Așa încât, văzând mizeria aceasta și păcătoșenia unui asemenea stil de viață, Dumnezeu să aprindă în noi din nou mai mult și cu o intensitate mai mare dorința de a trăi în sfințenie și în neprihănire. Iată de ce avem lăsat acest portret în aceste câteva versete. Dumnezeu ne-a lăsat asemenea descrieri, tocmai ca să vrem cu mai mult și mai mult să ne dezbrăcăm de omul cel vechi. Și să ne îmbrăcăm cu acel nou. Vedem așadar în dimineața aceasta că Dumnezeu încă o dată folosește cuvântul Său pentru a ne da puteri să biruim vechile noastre vicii și păcate. Adevărul este că de foarte multe ori noi nu renunțăm ușor la o haină pătată, la o haină veche, la o haină murdară, ruptă. Pentru că ne gândim că nu e chiar așa de, nu chiar așa de strașnic, nu e chiar așa de grav. Nu e nimic. O suport sub o altă haină. Îmbrac eu deasupra o haină mai, mai bună, pe care, care o să ascundă vechile mele vicii. Însă, din această cauză, iată, descrierea aceasta a, a omului vechi ar trebui să, 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 să ne zguduie încă o dată pe oricare dintre noi care cochetăm cu asemenea idei. Cu ideea că este, este ok, că e în regulă, ca să umblăm cu picioarele pe două bărci. E ok să rămân îmbrăcat cu omul vechi, să păstrez careva vicii din modul meu vechi de viață, să păstrez careva păcate pe care le car după mine în viața mea de creștin. Și în același timp să spun, eu sunt și omul nou, eu am parte de identitate nouă în Hristos. Dacă acesta este eroarea care stă în inima ta, stă în mintea ta, stă în gândirea ta, fie ca Dumnezeu să folosească acest text în dimineața aceasta ca să o dea la o parte, să o zgude din temelie. Pavel face un contrast cât se poate de puternic între aceste două categorii de oameni. Între cei păgâni și cei creștini. Și cum face acest contrast? El spune așa, dar voi, în versetul 20. Bun, ei trăiesc așa, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel, 21, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Isus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut. Prin aceste cuvinte, dar voi, el arată clar că aceste două categorii de oameni trebuie să fie, între aceste două categorii de oameni trebuie să existe o diferență majoră. Când te uiți la felul de viață a unui păgân, la felul în care trăiești un om care e departe de Dumnezeu, care nu cunoaște sau ignoră adevărul lui Dumnezeu, și privești pe de altă parte la viața unui creștin, acolo trebuie să existe o diferență majoră. Între un om de afaceri necreștin și un om de afaceri creștin trebuie să existe o diferență majoră. Între un soț creștin, un, un soț păgând, da, necredincios și un soț creștin, trebuie să existe o diferență majoră. Între un copil necreștin și un copil credincios, trebuie să existe o diferență majoră. Fiecare aspect al vieții noastre trebuie să fie impactat de adevărul pe care îl, îl cunoaștem și de relația pe care o avem pe Hristos. Acolo trebuie să existe această diferență. Ce face această diferență? Ce produce această diferență? Două lucruri mari. În primul rând, relația pe care creștinii o au cu Hristos. Pentru că creștinul are o relație personală cu Mântuitorul său, acolo va exista o diferență. Priviți la ceea ce afirmă Pavel în versetul 20. Pune, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Această expresie, pe Hristos, e una neobișnuită. De obicei, noi învățăm despre ceva, nu învățăm pe ceva, da? Pe, pe, pe cineva. Este o expresie care subliniază aspectul acesta personal al cunoașterii. Ei au o relație cu Hristos, nu doar cu un set de idei abstracte despre cum ar trebui să trăiască, cum ce s-a întâmplat și așa. Nu cunosc doar o istorioare despre un om care a, a murit și a înviat. Ei au o relație personală vie cu Mântuitorul lor. Aici este identitatea lor, în relația aceasta pe care ei o au cu Mântuitorul. Ei n-au cunoscut, deci, doar un set de idei despre Hristos, ci prin Evanghelia care le-a fost lor predicată, ei l-au cunoscut personal pe Hristos. Iar atunci când, când lor li s-a predicat învățătura sa, prin slujitorii Cuvântului, prin apostoli, ei ca atare l-au ascultat pe Hristos vorbind, vorbind direct către ei, da? Textul ne spune: dacă cel puțin l-ați ascultat. Și ne arată că este vorba despre, despre o, o, o comunicare, dacă vreți, personală. Și asta ne aduce în minte de Domnul Isus care spunea: Oile mele ascultă glasul meu. Fie că el este din Scripturi, fie că este prin cuvântul predicat cu credincioșie din Scripturi. Iată, în primul rând, ceea ce ar trebui să genereze această diferență majoră. Relația personală pe care acești oameni o au cu Hristos. Ce altceva generează diferența aceasta dintre păgâni și creștini? Al doilea lucru este adevărul lui Hristos. Pentru că creștinul a fost învățat adevărul lui Hristos, ei trebuie să trăiască diferit. Versetul 21. Dacă potrivit adevărului care este în Isus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut. Acest dacă, pe care îl găsim la începutul versetului 21, este unul retoric. Pavel folosește lucrul acesta. Înțelegem că este unul retoric pentru că. Știm că Pavel se adresează creștinilor, celor care erau parte deja din biserică, celor care pot fi caracterizați ca având parte de binecuvântările glorioase din capitolul 1. Ei sunt creștini. Ei au fost învățați Evanghelia și cum ar trebui să trăiască conform acestei Evanghelii. De aceea, de aceea acest dacă este un instrument retoric. Pavel nu pune la îndoială faptul că ei au fost învățați sau nu au fost învățați adevărului lui Hristos, ci mai degrabă invers. El, într-un mod retoric, exprimă certitudinea că ei au fost instruiți cu privire la felul lor. Vechi, de viață. Astfel, el ne învață că, da, creștinul, creștinismul este despre o relație personală cu Hristos, dar noi avem mai mult decât atât. Noi avem un Mântuitor care ne-a învățat lucruri clare, un conținut obiectiv, niște practici specifice, niște lucruri concrete pe care trebuie să le facem. El ne-a chemat să trăim un mod specific de viață, care să fie diferit de cel al necredincioșilor. Voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii. De aceea, orice om care pretinde că are o relație personală cu Hristos, și sunt mulți oameni care spun lucrul acesta, pretinde că are o relație personală cu Hristos, dar ignoră poruncile și principiile Mântuitorului, acest om se înșeală pe sine. Nu putem afirma că avem o relație cu Hristos și în același timp în viața noastră să, să ignorăm adevărul lui Hristos. Aceste două persoane lui Hristos și adevărul lui Hristos întotdeauna vin împreună. În ziua, iar oamenii care se înșală în felul acesta, în ziua judecății vor auzi cele mai groaznice cuvinte pe care poate să le audă vreodată un om. Matei, 27, Matei 7 cu 23 spune: Atunci le, va, le voi zice curat. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de legea. Cât de mare înșelăciune trebuie să fie pentru un om să creadă că are o relație cu Dumnezeu, că are o relație cu Mântuitorul viu și în același timp în viața lui să, să nu existe nicio transformare. Adevăratul creștin, el deține adevărul lui Hristos, el nu este în ignoranță, am spus, am, spus deja, are mintea iluminată în comparație cu mintea întunecată a celui necredincios. Iar acest adevăr este ceea ce îl eliberează de viciile vechi. Este ceea ce îi dă puteri ca să trăiască în ascultare de Dumnezeu. Și vom reveni asupra acestui lucru. Ei au fost învățați ceva cu privire la felul lor vechi de viață. Ce anume au fost învățați, ne spune versetul 22. Ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut să vă dezbrăcați de omul cel vechi. Care se strică după poftele și și să vă îmbrăcați cu omul cel nou. Ce înseamnă această dezbrăcare și îmbrăcare? La ce se referă această, aceste, aceste expresii? La, vreau să înțelegem că aceasta este o chemare la, pocăință, la o, la o păcăință completă și o, o păcăință continuă. Este o chemare la abandonarea oricăror rămășițe din felul nostru vechi de viață. Dacă până acum viața ta, în viața ta te-ai luptat cu poate cu vicii ascunse. Odată ce ai devenit creștin, lucrurile acestea nu mai au ce căuta în, în viața ta. Nu mai căra după tine aceste aceste resturi, acestor rămășițe. Este o chemare am putea spune la, la o lepădare de sine. Nu doar la lepădarea unui stil de viață, a unui comportament, nu doar o schimbare de comportament, ci este în sine lepă, lepădare, lepădare de sine, da. Lepădăm omul cel vechi cu toate valorile lui, cu toate planurile lui, cu toate aspirațiile lui. Toate acestea le lăsăm în urma noastră și atunci când îl îmbrățișăm pe Hristos. De aceea este o, este o pocăință completă. Însă în același timp există un adevăr atât de important pe care fiecare credincios ar trebui să-l știe. Pentru că dacă nu îl înțelege, dacă nu înțelege lucrul acesta cu privire la, la, la această chemare din acest text, rezultatul va fi descurajare, depresie și Chiar o, o, o disperare profundă. Când privim la acest text, trebuie să înțelegem că în același timp această chemare la dezbrăcare și îmbrăcare este un apel sau o chemare la o pocăință continuă. Noi, ca și creștini, înțelegem că există un sens în care toți cei care au, fost, uh, care, care au venit cu pocăință la Hristos, toți cei care au primit Evanghelia. Sunt într-un oarecare sens deja dezbrăcați de omul cel vechi. De aceea, Pavel, mai târziu, în, 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 în alt loc, da? în Coloseni, capitolul 3, versetul 9, 9 și 10, el va spune așa. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Există un sens în care fiecare creștin care este cu adevărat credincios a fost deja dezbrăcat de omul cel vechi. Dar, în același timp, ca și creștini, noi înțelegem foarte clar că trăim între deja și nu încă. În acea tensiune pe care teologii o numesc deja și nu încă. Tensiune care ne învață că, da, creștinul s-a dezbrăcat și are o identitate nouă. El este un om nou, dacă este în Hristos. Cine este în Hristos este o faptură nouă. Dar în același timp, pentru că trăim în această tensiune, Pavel poate afirma, poate chema, îi poate chema pe Efeseni. La o dezbrăcare continuă. Cum o face în acest text? Ați fost învățați să vă dezbrăcați și să vă îmbrăcați cu omul. Să vă dezbrăcați omul cel vechi și să vă îmbrăcați cu omul cel nou. Ce fel de pocăință este aceasta? Am putea spune că este una zilnică. Imaginea aceasta a îmbrăcării și dezbrăcării este o imagine uzuală din viața de zi cu zi, un lucru pe care noi zilnic îl facem. La fel cum în fiecare zi schimbăm hainele de pe noi. Tot așa, în fiecare zi ar trebui să ne aducem aminte de chemarea ä, scripturii, chemarea lui Dumnezeu, de a, dez, de a lăsa lucrurile vechi în stilul nostru vechi de viață și de a trăi o viață nouă după identitatea care ne-a fost dăruită prin Har. Această chemare la dezbrăcare zilnică și îmbrăcarea zilnică cu omul cel nou sună foarte asemănător cu îndemnul Domnului Iisus din Evanghelia după Luca, capitolul 9, versetul 23. Uitați-vă ce spune Domnul, apoi a zis tuturor. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepe de sine, să brace de omul cel vechi, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze.

Nu presupune doar abandonarea unui, unor obiceiuri vechi sau un, ar, ar, unor practici vechi, ci presupune în mod clar și adoptarea unui stil nou de viață, a unor practici și trăiri noi. Este vorba despre dezbrăcare și îmbrăcare. Această imagine va fi foarte clar ilustrată în toate îndemnurile, care, în mare majoritatea a îndemnurilor care urmează mai jos. De exemplu, nu vă mințiți unii pe alții, ci spuneți-vă adevărul. Apoi, în 28 spune, cine fura? să nu mai fure, ci ce să facă? Ce mai degrabă să lucreze cu mâinile lui ca să aibă ce să dea celui lipsit. Dacă înainte de asta eram preocupat să, să iau de la, de la, oameni, să depose deposedeze ceva, acum din contra, lucrez și mă strădui. De ce? Ca să pot să fac opusul, să dau. În asta este ilustrată dezbrăcare și, și îmbrăcare. De multe ori creștinul se luptă cu, ajunge să se lupte cu vicii vechi, să le care cu el în viața de credință. Nu pentru că nu vrea să renunțe neapărat la ele, ci pentru că a renunțat la unele dintre ele, dar în același timp nu și-a umplut viața cu acele lucruri specifice omului nou, specifice stilului nou de viață. Și drept rezultat ajunge permanent să cadă înapoi, în aceleași capcane, în aceleași obiceiuri, în același mediu, între aceiași vechi prieteni, între aceleași practici. Apoi, privind la textul acesta, la prima vedere, este destul de uimitor să vedem că Atât de multă atenție a acordat Pavel descrierii omului vechi, atâtea expresii și aparent așa puțin a spus despre, despre omul nou. Mi spune, mi spune în, în final care este făcut după chipul lui Dumnezeu și a, a, are o sfințenie și o neprihănire pe care dă adevărul. Parcă e puțin spus despre omul nou. Însă adevărul este că, eu, eu cred, că, cred cu, cu sunt, sunt ferm convins de faptul că în acest text, într-un mod implicit, avem descris și portretul omului nou. Dacă am înțeles această, acest, acest, contrast dintre omul vechi și omul nou, atunci și am înțeles clar că omul nou este exact opusul a ceea ce a descris, a caracterizat viața omului vechi, atunci putem să facem împreună, vă să faceți împreună cu mine acest exercițiu. Cu scriptura în față. Uitați-vă la versetul 17. Și haideți să, de la versetul 17 până la versetul 19 să citim acest text imaginându-ne opusul a ceea ce a spus Pavel în, în, despre omul vechi. Cum ar arăta acest îndemn pentru omul nou? Cum ar arăta portretul acestui om nou? Ar suna în felul următor. Trăiți în conformitate cu identitatea voastră creștină, nu ca păgâni. Cu o gândire nu deșartă, ci care caută împărția Lui Dumnezeu. Având o minte nu întunecată, ci o minte luminată de Cuvântul Lui Dumnezeu, fiind părtaș la viața Lui Dumnezeu, datorită cunoașterii care v-a fost, dăruit, fost dăruită prin har, după ce inimile voastre au fost schimbate din inimi de piatră în inimi de carne. Având o conștiință sensibilă care simte mustrarea Duhului Sfânt, atunci când păcătuiesc și care se pocăiește. De ce? Pentru că v-ați dedat la sfințenie, nu la desfrânare. Și pentru că căutați cu înflăcărare să săvârșiți tot felul de fapte bune pentru gloria lui Hristos. Acest pasaj, ca tare, conține două portrete. Pe care prin credință, le putem, le putem observa, le putem aici le putem decerne aici. Și în final, vreau să atrag atenția asupra la care este speranța noastră în acest, în acest pasaj. Adevărul este că avem nevoie să ne fie amintite câteva detalii, câteva lucruri. Observați că noi nu ne se cere să trăim un mod schimbat de viață. Pentru ca să fim acceptați de Dumnezeu. Dumnezeu nu ne spune în momentul în care, în sfârșit, vei fi dezbrăcat complet de, de toate viciile tale vechi, de toate păcatele tale vechi. Abia atunci ce voi primi. Ci ne spune invers. Pentru că am fost acceptați, pentru că avem identitatea nouă în Hristos, de aceea suntem chemați să trăim altfel. Iar în această chemare la transformare, în această chemare la pucăință, Dumnezeu nu ne lasă singuri. Noi nu suntem singuri în încercarea aceasta de a ne schimba, ci Dumnezeu ne-a dat ceea ce ne trebuie ca această schimbare să poată avea loc. Ce ne-a dorit Dumnezeu? Ne-a dăruit adevărul său, care este aplicat în viața noastră de Duhul său. Realitatea este că atunci când privim la pasajul acesta, la metafora aceasta de zbrăcări și îmbrăcări, una dintre cele mai... Simple erori, sau cele mai banale erori pe care putem să le facem când ne amintim acest verset, este să scăpăm din vedere ceea ce Dumnezeu a așezat acolo la mijloc. Chemarea lui Pavel nu este să vă dezbrăcați și să vă îmbrăcați, ci la mijloc acolo mai este ceva. Ce este la mijloc? Versetul 23. Și să vă înnoiți în Duhul minții voastre. Aici este cheia, am putea spune, cheia acelei transformări Aici este mijlocul acela, și vom vedea imediat și în alte detalii descris, mijlocul acela pe care Dumnezeu ne l-a lăsat pentru a, a avea loc în viața noastră această schimbare. Schimbarea, deci, nu este una care pornește în modul de la comportament. O să-mi schimb eu practicile și după asta s-a rezolvat tot. Nu. Schimbarea, procesul acesta al schimbării, pornește sau are loc acolo, în adâncul minții noastre. În adâncul minții noastre, care este modelat de adevărul lui Dumnezeu. Acest îndemn, acest, scurt pasaj ne aduce aminte de același îndemn pe care Pavel l-a dat romanilor în capitolul 12, versetul 2. Pavel spune acolo, să nu vă potriviți chipului veacului acestea, dar nu fiți ca păgâni, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Care este, deci, acel instrument, acel catalizator al schimbării, acel alt antidot al transformării noastre? Este adevărul lui Dumnezeu aplicat în mintea noastră de către Duhul lui Dumnezeu. Unii comentatori, atunci când privesc la această, la această expresie, o văd și o găsesc cu adevărat stranie, în sensul în care Duhul, spune, Duhul minții voastre are mintea noastră, un Duh, la ce se referă? Alții însă când privesc aici văd o referință clară la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu Care lucrează în mintea noastră și modelează uh, gândirea, gândirea noastră Așadar antidotul este să aplicăm la, la mintea noastră cuvântul lui Dumnezeu Ultimul verset, versetul 24 Când ne vorbește despre omul nou ne amintește încă o dată despre acest lucru Și, și, și spune să vă îmbrăcați cu omul cel nou Făcut după chipul lui Dumnezeu De o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. Realitatea este că, trist ar spune, este că de multe ori nu doar lumea este cea care neglijează și desconsideră adevărul lui Dumnezeu. Atunci când vine momentul să caute transformarea în viața lor, de multe ori și creștinii sunt ispitiți să neglijeze ceea ce Dumnezeu are de spus despre, despre viața lor. Da, am înțeles trebuie să trăiesc diferit. Cum anume să fac lucrul acesta? O să caut pe rafturile în librărie. Și există, din anii '60, 50-60 încoace, pe rafturile din, din librărie au apărut categorii întregi de cărți, da, cu self-help, ajută-te singur, de cărți de dezvoltare personală, pe care unii creștini, cumva, motiva sau din dorința de, de a studia, de a crește, de a avansa, de a căpăta înțelepciune. Alergă acolo și le, le caută în speranță că acestea le vor da o transformare. Unii dintre ei cu adevărat au, au avut parte de schimbări în unele domenii ale vieții și spun, poate o aplic și spiritual. Poate voi citi, voi citi o carte despre obiceiuri, voi citi o carte despre altceva și poate asta mă va schimba, poate, asta, poate acest, aceste lucruri vor aduce în sfârșit transformarea după care și de tare tânjesc în viața mea. Și aleargă acolo, fie la rafturile din librării, fie pe rafturile din, da, online. Cumpără de acolo cărți și adevărul, însă adevărul lui Dumnezeu ajunge să fie neglijat. Vă amintesc în dimineața aceasta că antidotul transformării sau catalizatorul acesta al transformării este adevărul lui Dumnezeu aplicat la viața noastră prin Duhul Său. De aceea, în săptămâna aceasta, acceptă provocarea mea, stai mai mult în cuvânt, meditează mai mult la cuvântul lui Dumnezeu. În același timp, vreau să te ca să meditez și la viața ta, am spus la început că și noi avem, creștinii, de ani de zile care suntem credincioși, încă mai avem rămășiți în viața noastră. Poate lucruri care le cărăm după noi din stilul nostru vechi de viață. Ce-ar fi dacă în săptămâna asta ai medita la viața ta, împreună cu, cuvânt, la, cu meditarea la Cuvântul lui Dumnezeu și e cere lui Dumnezeu putere ca, prin adevărul său, prin Duhul său, să te ajute să scapi de aceste lucruri? Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul Său, iar Dumnezeu în harul Său bogat, ca un tată bun, este credincios ca să ne dea ceea ce ne trebuie, ca să trăim pentru slava Lui. Amin.